Mărit să fie Dumnezeu. Oameni buni, vă rog să-mi spună și mie cineva, nu știu, cred că ortodox ar putea să-mi răspundă la întrebarea asta, ce fel de botez practică sau spovedanie sau nu știu cum să-i spun preotismul ăsta sau nu știu cum să-l numim. Nu știu, aș vrea să cred că e orb și nu vede ce face, numai că vedeți voi care o cere. Vedeți? Are și ochelari. Da, hai să nu mai vorbesc eu și să lăsăm să vorbească faptele de la sine. N-o să fie primit, Doamne ajută, cum se zice pe la ortodox, Doamne ajută. Nu, hai dat să dăm play. Vă rog frumos să fiți atenți. Ready, steady, go! Oameni buni, hai că mai dau o dată. Poate n-ați văzut bine. Oare, mă, ce Doamne a făcut acolo? Oare, așa se face și cu grafia la plămâni? Sau nu știu, nu. Poate ortodox și știu. Habar n-am. Nu știu ce să spun. Eu mai dau încă o dată play. Sfânta treime să fie primit. Deci, nu știu ce să zic, vedeți voi care și ochelari, nenic. Poate dacă n-avea ochelari, aș fi crezut că e un popiscă din asta care e în pensie și de disability pentru vedere și nu vede, dar nu, și o ceri. Nu știu ce-i supărul că face acolo, nu știu. Ori eu binecuvânta laptele mamar, consultații la plămâni mai organică. Nu știu să spuneți voi ce credeți că eu făcut. V-am lăsat și v-am pupat pe portofel. Să fie primit moșul și sper că te-ai fericit un pic, ai atins și tu două lebenițe. Hai, la revedere!